Dragii mei prieteni, am bucuria să vă salut din nou. În școala din Emaus întotdeauna suntem bucuroși când deschidem Scriptura, Cuvântul lui Dumnezeu și când abordăm subiecte de un larg interes și de un profund interes pentru noi. Dacă în lecțiile anterioare am vorbit de modul în care să ne apropiem de cei în nevoie și de modul în care să ne apropiem, maniera în care să ne apropiem de oamenii din poziții înalte, în lecția de față, și anume lecția numărul 10, încercăm să găsim soluții, să găsim principii, căi, metode, maniere prin care să ne apropiem de oamenii greu de abordat. Acesta este titlul lecției noastre, Misiune în beneficiul celor greu de abordat. Așa cum spuneam la întâlnirea anterioară, sigur, sunt ocazii sensibile și trebuie să ne apropiem cu respect și cu demnitate de acest subiect. Așa că permiteți-mi să introduc pe cei doi pastori invitați în ocazia de astăzi. Bine ai venit, Remus Soare! Ne bucurăm să fii cu noi în școala din Emaus. Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație! Bine ai venit, Ștefan! Și eu mă bucur să fiu împreună cu amândoi la... Nu cred că trebuie să-ți mai facem prezentare. Școala din Emaus e... Cu drag, e sunt tot aici. Timpul binecuvântat prin prezența ta. Așadar, dragii mei, ne ocupăm de această categorie de oameni greu de abordat, oameni care opun rezistență, care sunt reticenți la mesajul nostru. Și găsim în istoria biblică un mare misionar, și anume pe Apostolul Pavel, marele apologet al creștinismului, care își permite să intre, să deschidă un alt câmp de lucru, un câmp sensibil, și anume printre marii filozofi greci, printre epicurieni, printre învățații Atenei. Care credeți că a fost prima scânteie, prima motivație care l-a determinat pe Pavel să-i abordeze pe acești oameni, pe acești oameni învățați, pe filozofi? De ce adeseori suntem atât de indiferenți, văzând că oamenii aceștia nu cred că ar fi deschiși pentru a-i aborda și suntem reticenți cumva, nu ne băgăm aici, nu e zona noastră. În primul rând, când intrăm pe teritoriul acesta al oamenilor greu de abordat, trebuie să știm că trebuie să ne echipăm bine. Pentru că oamenii greu de abordat, din perspectiva direcției călăuzitoare a studiului, Fapte 17, sunt oameni cu tradiții puternice, idolatrii, cu convingeri puternice, filozofii, și care sunt abordați în situații ce uneori ne pun chiar viața în pericol, integritatea, nu doar mesajul. Și nu întâmplător, Luca prezintă aici paradigma socratică. Vă spun un pic ce se întâmplă în Atena cu 400 de ani înainte. Socrate vine și stă de vorbă și exact în greacă este același cuvânt pe care îl folosește Luca în dreptul lui Pavel când intră în piață, în sinagogă, dialogurile. După ce Socrate stă de vorbă, este acuzat că disprețuiește zeii locali și introduce în Atena zeități noi și sucește mintea tinerilor. Vis-a-vis de aspectul acesta, Areopagul audiază și îl condamnă și Socrate moare. Când Luca ne descrie situația, introduce, eu nu pot să nu cred că Luca era străin de gândirea aceasta și practic arată riscul la care Pavel se supune. De ce o face Pavel? Am un singur răspuns la întrebarea care să fie izvorul, motivul acestei misiuni. Pasiunea pentru suflete. Pentru sufletele care se pierd din cauza mutilării religioase. Lucrarea lui Dumnezeu a început cu oameni plini de pasiune pentru suflete, a continuat cu oameni plini de pasiune pentru suflete și aș vrea să ne gândim pur și simplu William Miller sau mai înainte Martin Luther. Ce înseamnă pasiune pentru suflete? Să pui salvarea sufletului altuia
înainte de salvarea sufletului tău, știind că tu îl cunoști pe Dumnezeu într-o relație mântuitoare. Și finalizez spunând că lucrarea lui Dumnezeu se va încheia doar cu oameni plini de pasiune pentru suflet. Și gata să riște chiar atunci când e... Pasiunea aceasta pentru suflete despre care vorbește Remus, cred că este extrem de relevant atunci când vrem ca să îl împărtășim pe Hristos. Și cred că dacă este corectă, ea ne va deschide și mintea și perspectiva despre cum să îi abordăm pe oameni care cresc cu convingeri diferite, în culturi diferite, cu obiceiuri diferite, cu tradiții diferite, diferite de ale noastre. Și dacă ne uităm în Cartea Faptele Apostolilor, observăm felul în care Pavel se adresează celor care erau din cultura evreiască, care era argumentarul pe care îl folosea, și felul în care Apostolul Pavel îi, în cazul acesta în Corint, cum se adresează celor din Corint. Cred că este extrem de important ca atunci când încercăm să abordăm persoane dintr-o cultură diferită, să încercăm să înțelegem mentalitatea lor, să încercăm să înțelegem valorile lor, să încercăm să înțelegem care sunt acele evenimente din cultura lor comună care îi marchează, care este mecanismul prin care ei iau decizii, care este felul în care ei se raportează la cunoștințele pe care noi le găsim în Evanghelie, cum înțeleg ei Scriptura, care sunt, să zic, metaforele pe care noi le putem folosi pentru a putea ajunge la cultura respectivă. Așa cum spuneam într-un alt studiu, când eram în Țara Baștilor, un inginer de construcții de munte, basc din familie de baști, care avea interese spirituale, venea la biserică pentru că îi plăcea Scriptura, îi plăcea să citească, să studieze, era un om cult, un om educat, și într-un context mi se adresează și îmi spune: de ce vorbiți atât de mult despre ploaia târzie când aici plouă destul de des? În limbajul pe care noi îl aveam, avea sens ceea ce vorbeam, dar el nu înțelegea despre ce era vorba cu ploaia târzie. Îl găsim pe aici pe Apostolul Pavel, care încearcă să transmită componentele de bază ale creștinismului într-o societate și într-o cultură total diferită de cosmoviziunea iudeo-creștină, creștină incipientă acolo, dar din dorința de a produce un ecou, nu doar de a spune ceva: sunteți niște idolatri, vă las că îmi pierd timpul, îmi pierd gura cu voi de pomană. Da, mulțumesc, Ștefan. Spunea Remus un lucru interesant, și anume că pentru a te avânta să abordezi asemenea categorii de oameni trebuie să fii bine echipat. Și îl vedem pe Pavel care își schimbă discursul, nu merge cu Evanghelia pe care o predica evreilor sau creștinilor, ci trebuie să schimbe, să adapteze discursul la situația respectivă. Ce credeți că riscă un creștin care e poate bine intenționat să abordeze o asemenea categorie de oameni, da, să stea de vorbă cu o persoană erudită în sensul acesta, să zicem o persoană care este foarte bine pregătită în domeniul evoluției, da? Iar el se apropie de subiectul acesta fără să aibă habar de subiectul respectiv. Nu este suficient să fii plin de Duhul Sfânt și de să te rogi și să-L iei pe Dumnezeu cu tine și să mergi în ideea că Duhul Domnului îți va spune exact ce va trebui să spui în momentul acela? O întrebare bună și complicată. Vedeți, Pavel și nu schimbă discursul, el și-l adaptează. Și-l adaptează de o formă, eu spun, foarte eficientă. Unii spun: nu vedem botez aici și nu vedem convertiri în masă. Nu ăsta este unicul obiectiv al unui misionar. A ști să-ți poziționezi mesajul în mintea ascultătorului, detalii aceea, nu uităm că ne aflăm în centrifuga filozofiei umane la vremea aceea. A ști să nu umbli la mesaj, ci la mintea celui care te ascultă, e un lucru foarte important. Pavel știe să facă aceasta. A te avânta într-o misiune
Pentru că tu ești misionar, tu te duci la el. Când altul vine la tine, este suficient să fii tare în Scripturi, cum ai spus. Pentru că el vine să te asculte ca om de Scriptură. Când te duci la el, te poți duce la musulmani fără să citești Coranul. Vreau să vă spun că eu am Coranul în geantă. M-am apucat să-l citesc. Doctorul Akin mi-a zis, aș vrea să faci ceva pentru musulmani. De cum să fac ceva dacă eu nu știu ce cred ei? Și acum eu citesc și Coranul din când în când și am găsit lucruri interesante. A te duce pe terenul lor fără a le cunoaște cosmoviziunea, fără a ști ce gândesc oamenii aceia, cum iau decizii, epistemologia lor, ca și cum ai pleca la luptă pregătit de propria înmormântare. Nu ne ducem să ne sinucidem pe terenul acesta, mai ales că adaptând la situația noastră, la evoluționism, nici măcar nu mai suntem în lumea lui Pavel. Vreau să știți că discursul lui Pavel nu era foarte, foarte străin de discursul filozofiei naturaliste a epicurienilor, a stoicilor. Practic, Pavel are un miez de discurs stoic, dar căruia îi schimbă direcția și îl duce la Iisus Hristos. Dar oamenii din vremea aceea vorbeau despre sfințenie. Există cuvântul sfințenie. Platon spune că sfințenia este ceea ce este plăcut zeilor, iar un lucru nesfânt este unul care nu place zeilor. Dar cât de cât aveai elemente comune. Ei vorbeau despre creația lui Dumnezeu. Când vorbim acum despre evoluționism, vorbim despre cu totul altceva. Vorbim despre știință. Știința este vedeta societății, nu? A fost vedeta societății. Începe să-și pierdă din... Acum este zapciul societății. În sensul că biciuiește orice altceva ce nu se potrivește felului ei de gândire. Iar religia este prima victimă. Este un dispreț. Albert Camus vorbea odată într-un fel atât de plastic. Deci știința este ca zeul acela păgând care își bea ambrozia din nectarul, ambrozia din craniul victimei. Ei, în relație cu știința, prima victimă este religia și știința vrea să-și bea ambrozia și nectarul din țeasta noastră după ce ne decapitează. Mergeți în universități, nu doar că nu poți investiga, nu ți se permite să vorbești despre creaționism. Eu fac acum o teză despre legea naturală în relație cu biodreptul și bioetica. Și profesorul mi-a spus, nu ai voie să folosești cuvântul Dumnezeu în el. Deci poziția nu e una de argumentație, contraargumentație, ci una polițienească. Și atunci tu ești misionar și te lupți cu sistemul de poliție al unui stat, să zic, de poliție intelectuală. Și e foarte complicat să fii misionar. Și dacă nici nu stăpânești termenii din lumea lor, nici nu știu dacă ni se cere neapărat să facem un Scandamberg spiritual cu toți necredincioșii. Până și în Coran scrie așa, pentru un necredincios, al scutura auba, zice, e tot una, el nu crede. El a ales să nu creadă. Asta este alegerea lui. Nouă ni se cere să fim copiii lui Dumnezeu, să-L reprezentăm pe Dumnezeu într-o manieră cât mai fidelă, pentru că misiunea noastră nu este să facem, spuneam, un sumo, o luptă mereu. Misiunea este mai degrabă o coreografie. Este un dans. Și eu aici văd dansul lui Pavel. Adică te invită la dans, vorbește limbajul tău, doar că te calcă pe picior și ai bombeul mare. Și o să spun de ce, dar o să ne uităm la pantofii tăi și o să înțelegi că din poeții tăi, și probabil că ajungem mai încolo, din poeții tăi, eu nu vreau să-ți citesc ca să-ți arăt că știu. Eu vreau să-ți arăt că tocmai ei contraargumentează faptelor tale. El nu citează ca să arate cultură, să le arate unde au greșit. Corect. Mulțumesc, Remus. Mie mi s-a părut extrem de relevant că am înțeles prima dată citatele pe care Apostolul Pavel le face celor din Atena, filozofilor stoici și epicurieni,
am înțeles exact sensul la ceea ce el spune în 2 Corinteni, cu evreul m-am făcut evreu și cu grecul m-am făcut grec. Mi-am apuntat pentru că mi se pare foarte frumos, în el trăim, ne mișcăm și suntem. El citează pe un filozof din secolul al XVI-lea înainte de Hristos, Epimenide de Cnosos, după aceea noi suntem urmașii lui, Aratus din Cilicia, în secolul IV înainte de Hristos, și găsim acest lucru că îl face după aceea și corintenilor, și celor din Creta. În Corint spune, vorba rea corupe bunele maniere, citează un poet atenian, și apoi cretanii mereu mincinoși, fiare rele, leneși, pântece leneșe, îl citează pe un poet din Creta. Tot ceea ce face Apostolul Pavel, așa cum a spus Remus foarte bine, nu este ca să le arate că eu știu ce spun ai voștri, ci încearcă să întindă punți. Cum pot eu ca să... Care este terenul comun pe care îl putem avea? Uite, ăsta este terenul comun. Avem două spații pe care noi putem construi. Și putem construi, să ridicăm stâlpii care să construiască puntea aceasta de legătură între ceea ce crezi tu, ceea ce cred eu și cum putem să ne apropiem mai mult unul de celălalt. Dar pentru a întinde punți, și aici vreau ca să pun accent pe lucrul acesta, pentru a întinde aceste punți este nevoie să cunoști cultura și este cultura acestor oameni și este nevoie să cunoști care sunt, să zic, semnele între ghilimele pe care Dumnezeu le-a lăsat în conștiința colectivă a acelei culturi pe care tu poți să le folosești, care produc un ecou în mintea lor și prin care tu mai apoi, fereastra aceea prin care tu mai apoi poți să prezinți, să-L prezinți pe Hristos. Ignoranța în misiunea făcută într-un astfel de context este fatală pentru misiune, pentru că te retratezi singur și te pui singur într-o situație incomodă. Este adevărat ceea ce spuneai, Turemus, că Biblia nu ne cere să încercăm să-i convingem pe toți oamenii, pentru că până la urmă unora le este folosită pentru mântuire, altora pentru mărturie, dar vreau să vă spun că atunci când am ajuns în Barcelona ca pastor, am fost provocat de fiul unei persoane care venea la biserică, ca să vorbim, că vorbeam despre studii biblice, să avem studii biblice. Și premiza de la studii biblice era terenul comun, ok. Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Eu credeam că pornim de pe aceeași premiză. Și întrebarea lui a fost, păi cum adică Biblia este cuvântul lui Dumnezeu? Cum știu eu că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu? Păi știi, profeți, inspirați, păi stai un pic, profeți, cum adică profeți? El îmi spune, Biblia a fost alcătuită prin secolul 2-1 înainte de Hristos și dintr-o dată am rămas fără argumente, pentru că eu știam să răspund cu cele 27 de puncte de doctrină în care să le spun ce spune Apostol Pavel. Toată Scriptura insuflată, ai vezi, toată Scriptura insuflată de Dumnezeu. Cum îi răspund? Și atunci a fost pentru mine ca o revoluție personală, pentru că te pui față în față cu întrebări de genul cum pot să contez eu pe istoricitatea Vechiului Testament? Cum pot să știu eu sigur că ceea ce se menționează în Vechiul Testament sunt fapte istorice și nu sunt inventate? Și apoi trebuie să cauți, să investești, să te echipezi. Să te echipezi, ceea ce spuneai tu. Și să te pregătești de eșec până la urmă și să-l înțelegi. Exact. Să nu pleci stresat și epuizat emoțional pentru că nu ai reușit. Pentru că eu văd aici în Atena, deși vorbește la sfârșit capitolul despre Dionisie Areopagitul, despre Damaris, deci sunt roade, dar nu cum se așteptau alții. Mulți teologi și analiști spun că ăsta e eșecul lui Pavel. Eu nu-l consider așa. Nu este eșecul proclamării lui Pavel, ci este eșecul atenienilor în a crede. Și ca să revin la prima întrebare, la partea a doua, de ce nu reușim, de ce suntem timizi în asta, să știți că uneori încercăm. Eu încerc mereu și Ștefan și tu, dar nu sunt rezultatele pe care le dorim, însă trebuie să încetăm și să ne culpabilizăm mereu. Pentru că de multe ori efortul nostru fără rezultate s-ar putea să fie doar reflectarea eșecului lor de a crede din cauza faptului că pur și simplu s-au cufundat și au îmbrățișat o lume a necredinței la care țin. E ca un computer care ține la virusii lui. Uh-huh. Și atunci... Și Pavel pleacă din Listra în altă parte și când pleacă în Atena, foarte interesant, alt element al pericolului, el rămâne singur. Înainte de
de Atena, Pavel vine din Berea. Acolo îi se întâmplă oarecum o situație destul de tensionată, încât frații spun, e timpul să pleci. Și ce face? Cei ce îl însoțeau pe Pavel l-au dus până la Atena. Pleacă cu însoțitori. Asta poate n-am observat-o. El este păzit să nu îi se întâmple ceva. Dar a ajuns în Atena, unde oamenii sunt mai civilizați, mai echipați, și s-au întors și l-au lăsat singur. Să fii și singur nu e un lucru simplu. Pavel are o misiune grea. Nu sunt toate la fel. Nu este însoțit în misiunea aceasta nici măcar de harul providenței divine, a unei minuni, a unei vindecări, cum se întâmplă în Listra. Uh-huh. Comparați fapte 14 cu 17, aproape același discurs, natural. Nimeni nu-l contestă, pentru că nu e în Atena, dar este același discurs al lui Pavel, pentru că merge oricum în aceeași lume. Însă acolo, după ce vindecă un om, oamenii vin aproape să îi se închine. Aici Pavel este lipsit. Dumnezeu ne-a lăsat prin asta un model a ceea ce se va întâmpla cu noi într-o lume secularizată, într-o lume fără Dumnezeu, într-o lume cu tare în argumente și tare la cerbice, fără intervenții miraculoase. Și învață de la Pavel. Avem ce învăța. Asta trebuie să fie o lecție pe care noi trebuie să ne-o luăm în studiu cu multă seriozitate. Este cel mai studiat capitol din Faptele Apostolilor, cel mai dezbătut, și poate pentru zilele noastre, pentru tinerii universitari pe care îi slujim, cel mai de folos. Uh-huh. Și eu aș apela la conștiința celor care urmăresc această emisiune și a încuraja ca să citească, să studieze, să vadă cum gândește. Vorbeați de un profesor, de cineva care e pregătit în evoluționism. Dacă nu știi pe ce baze, care sunt premizele evoluționismului, cum vei ști ce argumente să folosești? Ca să știi cum gândește omul respectiv, trebuie să citești, să cunoști, să citești lucruri care poate nu-ți plac. Să-ți însușești chiar terminologia de abordare corect, a subiectului. Mergem exact pe felia aceasta. Se vede clar că Pavel stăpânește câteva tehnici clare de abordare pentru a stârni interesul atenienilor, a filozofilor. Și el folosește două expresii din care am vrea să scoatem două principii. Folosește expresia, oameni buni, vă văd foarte religioși. Apelează cumva la ce, Pavel, prin această expresie? Și o altă expresie, aveți aici un altar în cinstea unui Dumnezeu necunoscut. Care sunt aceste două principii? Ce ne învață Pavel folosind aceste expresii care nu le erau străine filozofilor de aici? Eu încerc să răspund la una și să-i las loc lui Ștefan pentru cealaltă. Aș aminti anterior, ca să fac o legătură, un gest al lui Pavel în Listra. Deci când vede ignoranța religioasă a oamenilor, ce își rupe hainele. Aici nu. Aici el nu doar își schimbă discursul, își schimbă atitudinea. Vorbește cu niște oameni mobilați la creier și, dacă vedeți, spune, l-au dus în Areopag. El este dus acolo. Areopagul nu are doar o funcție de dezbatere culturală. E și un loc care se poate pronunța în favoarea libertății tale sau nu. El este atent. Un teren de investigare? Sigur că da. Și în momentul acesta el nu neapărat se prezintă într-un discurs misionar total, cum face înainte, ce vorbea despre Iisus, vorbea despre înviere. Aici este mai atent. Numele lui Iisus nu apare decât generic, așa. Omul în care Dumnezeu a făcut. Dar el este respectuos. Ăsta este un prim principiu. Spune, vă văd foarte religios. Oare nu spune mai înainte că i s-a întărtat Duhul când i-a văzut? Cum deodată Duhul s-a transformat? S-a domolit. Nu. El nu intră în coliziuni nenecesare.
tehnica retorică pe care o folosește se numește în latină captatio benevolentiae. Adică vrea să le câștige atenția, bunăvoința, simpatia. Nu le spune, vă văd foarte superstițioși, nu-i atacă, nu-și rupe hainele de pe el. E foarte important să arăți respect pentru minimul, pentru minimul. Până la urmă, oamenii sunt victime ale unor conjuncturi. Ei poate au investit cu sinceritate, doar că fără multă cercetare, fără multă investigație, le păstrează acest respect pentru a putea continua de aici. E un fundament. Dacă vreți, respectul academic din ziua de azi. Astăzi, într-o confruntare academică, n-ai voie să jignești. Îți pui opinia fără să ataci. Mulțumesc, asta e opinia ta. Uite, poate nu cunoști argumentul meu. Vreau să ți-l spun și pe acesta. E mult respect, e multă decență în lumea aceasta. Și Pavel știe să intre în ea. Deci nu mai seamănă deloc cu Pavel din Listra. Și le spune că nu-i bine ce fac și ei vin după aceea influențați de alții și să-l omoare cu pietre. De trebuie să plece. Învață multe. Ne e de folos. Ne e de folos. Noi, cu respectul față de condiția religioasă a semenului nostru, câștigăm un partener de drum, un partener de dialog. Și asta este important, pentru că, până la urmă, misiunea este un proces, nu este o victorie. Da. Mulțumesc, Remus. Pe lângă ingredientul extrem de important pe care l-a menționat Remus și cred că este primul, și ordine, interesant că în textul pe care Luca îl menționează este primul, respectul care îl are, observăm aprecierea pentru curiozitatea lor în a descoperi lucruri noi și deschiderea care o aveau către posibile descoperiri. Am văzut un altar închinat unui Dumnezeu necunoscut. Faptul că aveau un altar închinat unui Dumnezeu necunoscut punea în evidență că erau deschiși către ceva. Și spuneam de întinderea unei punți. Uite, apreciez lucrul ăsta, un lucru pe care ei îl cunoșteau, și eu vreau să vă vorbesc un pic despre Dumnezeul respectiv. Asta denotă, pe lângă respect, apreciere, faptul că Apostolul Pavel nu se simte incomod din punct de vedere teologic să aprecieze oportunitatea pe care, să zic, Dumnezeu o oferă în acei oameni idolatri, față de care și-a întărătat spiritul văzând o mulțime de altare idolatră și de statui de zeități, ca să le vorbească, să se apropie de ei, să aprecieze interesul lor și să le vorbească despre Dumnezeu. Vorbim despre geniul Apostolului Pavel, care în orice circumstanță care îi se oferă, este cumva predispus să vadă care este oportunitatea pe care o am eu în Atena de a le vorbi despre Dumnezeu. În loc să vadă, ia uite ce, în primă fază, nu să, cum ai menționat, în loc să zic, ia uite ce idolatri, ia uite ce insensibili, ia uite ce palavragii, ăștia vorbesc doar toată ziua să audă lucruri și să vorbească lucruri, vede, ok, asta este oportunitate, eu pot să le vorbesc despre lucruri respectivi. Asta înseamnă contextualizare în ceea ce privește misiunea bisericii. Ăsta este contextul pe care eu l-am, cum pot profita de punctul acesta pentru a putea să le vorbesc, pentru a le putea vorbi despre Evanghelie, despre Hristos. Și așa cum a menționat Remus, spre sfârșit se creează un grup. Nu sunt cei 3.000 convertiți la cinzecime, care aveau un alt trasfond spiritual, care veneau la templu să se închine, care porneau de la premiza că Tora era a cuvântului Dumnezeu. Vorbim de un grup de oameni care s-au convertit în urma întrebărilor sau, dacă vreți, invitației indirecte pe care Apostolul Pavel o luase cu privire la Dumnezeul acela necunoscut. Și se formează o biserică în Atena. Că nu era grupul acela mare? Da, dar s-a lăsat o sămânță. Și încă ceva, nu trebuie să înțelegem că această acomodare, adaptarea limbajului lui Pavel la limbajul filozofiei naturaliste a filozofilor, a stoicilor, e așa un compromis. Nu, pur și simplu este un început de comunicare, pentru că, deși miezul este stoic, limbajul este din Isaia.
Este biblic, este iudaic, este isaianic, l-aș numi. Și Dumnezeu nu locuiește în temple făcute de mâini. Chiar dacă le faceți cu aur, Dumnezeu nu stă în aurul acesta. Dumnezeu a stabilit o zi a judecății. Mai mult de atât nu se poate. El spune, plecăm de aici, dar hai să nu ne oprim numai la creație. Și asta este argumentul pe care eu am într-o controversă posibilă cu un evoluționist. Indiferent ce mi-ai spune tu despre începuturi, despre origini, ele m-ar aduce până aici, da? Unde suntem. Dar tu privești cu luneta ta într-o istorie trecută și ce o imaginezi. Bine, eu am altă concepție. Ideea este că eu știu ce se întâmplă și de aici încolo. Tu nu mai știi nimic. Tu stai întotdeauna cu spatele spre viitor, că nu ți-aparține decât până la moarte. Ori eu prefer ceea ce mi oferă sens, un naturalism teleologic, nu teologic, teleologic, de scop. Cu o țintă finală, cu o zi a... Și ăsta este Pavel, e fabulos Pavel. Dumnezeu a stabilit o zi a judecății și știți ceva, oameni buni? Zice, uite, voi mă acuzați de o noutate. Dacă mă întrebați despre noutăți, nu le am la mine. Asta ați crezut voi. Eu vreau să vă vorbesc despre ceea ce voi nu cunoașteți și eu cunosc. Și atunci i-a blocat. Pavel e de o brilianță sclipitoare. Zice, nu, m-ați adus să vorbim de noutăți? Nu, eu am văzut acolo unui Dumnezeu necunoscut și altarul ăla este de mult. Doar că eu vreau să vă fac cunoscut ceea ce voi nu cunoașteți. Trebuie să mă ascultați, că nu vă respectați altarul. Vine un om odată să vă spună ceva ce voi a spus public, că nu cunoașteți și nu-l ascultați. Și Pavel i-a făcut șahmat aici. Și apoi joacă și cu ideea, pentru că versetul 30 spune Dumnezeu a trecut cu vederea vremurile de ignoranță. Dumnezeu necunoscut? Da. Dar, zice, n-ați vrea, dacă totuși vă trece cu vederea vremurile de necunoaștere, să faceți ceva să vă puneți la zi. Deci observați că Pavel reușește, te rog, Ștefan, și voiam să zic doar, pe de o parte, menționează ignoranța pe puntea aceea. Întotdeauna mie îmi rămâne în 17 fapte ideea de punte. Ok, voi spuneți că aveți aici un Dumnezeu necunoscut. Deci sunteți ignoranți cu privire la cine ar putea fi. Și rămâneți doar cu ideea asta, că e necunoscut. Vreau să vă vorbesc despre... Dacă ați recunoscut că există un Dumnezeu ignorant, uite, Dumnezeu despre care vreau să vă vorbesc eu trece peste ignoranța voastră și vă oferă posibilitatea de metanoia. Metanoia care, iarăși, nu este un cuvânt inventat doar în Noul Testament de pocăință. Ideea de pocăință apare în dialogurile grecilor. De schimbarea minții, atunci când un filozof îi provoacă pe oameni prin maieutică, prin întrebări, încearcă să producă o schimbare a minții, o pocăință în mintea individului. Pe ideea aceasta construiește Apostolul Pavel și apoi partea frumoasă este că nu se rezumă doar la această parte a discursului. A întins punta și răspunde, așa cum ai menționat bine Remus, versetul 31, pentru că a hotărât o zi în care să judece lumea. Ok? Tu spuneai de cel care se orientează spre trecut și care încearcă să interpreteze dacă se întâmplă ceva în viitor, ok, hai să vedem ce s-a întâmplat în trecut, poate se va repeta. Numai că aici spune, uite, trecutul e ca trecutul, viitorul este ăsta. Există un moment al judecății în care va trebui cumva să dați socoteală. Nu știu dacă era o aluzie făcută la judecata lui Socrate sau nu, dar era un moment în care ești pus față în față cu... Vedeți, din ceea ce spuneți voi, trag concluzia că Pavel a reușit să stârnească interesul acestor oameni întinzând aceste punți și a reușit să-i conducă, cel puțin să le stârnească interesul să-l cunoască pe Iahveh. Da? Ce credeți că i-a determinat pe oamenii ăștia totuși să rămână interesați? Chiar dacă n-au fost, așa cum spuneai, multe roade, au fost doar câțiva, eu cred că oamenii ăștia au rămas totuși cu un miez de interes în domeniul acesta. Și că ei au folosit expresia asta, ce vrea să spună palavragiul ăsta? Uite că palavragiul ăsta a reușit să le strânească interesul. Care credeți că a fost pârghia, elementul esențial care i-a determinat să rămână interesați în subiect? Eu cred că trăiectura vieții umane, că
care poate avea un sens. Viața umană care are o țintă, viața umană care poate fi iertată de Dumnezeu și existența umană care trebuie să se intersecteze cu altceva mai mult decât cu gânduri și noutăți filozofice. Mm-hmm. Și această intersectare este cu Iisus Hristos și cu învierea. Cred că din momentul acela s-au dus acasă și au făcut temele ca cei din Berea, doar că nu se mai spune. Convertirea nu are loc atunci, ci după. Luca o menționează posterior. Dar s-au gândit altfel la viață, s-au gândit altfel la propria viață. Pentru că atunci când viața ta se intersectează cu Iisus Hristos, ca magii de la Iesle nu mai plece acasă pe același drum. Ei s-au dus pe alt drum acasă, drumul meditației, drumul rugăciunii și pentru că faptele apostolilor sunt de fapt faptele Duhului Sfânt, eu cred că viața lor s-a întâlnit cu Duhul Sfânt la un moment dat. De asemenea, văd provocarea pe care apostolul Pavel o face. Unui filozof este suficient să-i lansezi o întrebare care să rămână acolo ca un cui. Și care să te duci acasă și începi să te gândești, de ce fi, să zică, de ce nu a fi spus lucrul ăsta? Care este mesajul din spate? Și versetul 33 spune, Pavel a ieșit din mijlocul lor și versetul 34, însă, unii dintre ei i s-au alăturat și au crezut. Între ei era și Dionisie Areopagitul. Cine era Areopagitul? Responsabilul de la Areopag. Cumva, cel care coordona activitatea în centrul acela cultural, filozofic, a crezut, nu doar că a avut interes. Am putea spune că era președintele Academiei, nu? Okay. A crezut. Și o femeie pe nume Damaris și alții împreună cu ei. Deci nu vorbim aici de faptul că au fost unul sau doi, au fost un grup de oameni, nu erau sute, au fost un grup de oameni care au fost nucleul bisericii din Atena. Sunt fer convins că discursul fraților din Atena era mult mai elaborat decât discursul fraților din Listra. Pentru că oamenii aceștia aveau o altă formare, o altă cultură, etc. Dar Pavel a știut cum să lanseze acolo o piatră care să producă valuri chiar după ce piatra dispare. Să continue să producă valuri în conștiința lor. Da, am ajuns la finele lecției noastre. Sigur, o lecție pe care nu avem pretenția că am abordat-o exhaustiv. E foarte complicată, însă cred că am reușit să înțelegem câteva lucruri. Ceea ce ar fi ca și concluzie, să te intereseze oamenii aceștia. Să te intereseze oamenii aceștia, apoi nu pleca la luptă fără să te echipezi. Chiar dacă ești un teolog bun, chiar dacă ești un credincios bun, crezi în rugăciune, ai o experiență cu Dumnezeu, dar ai nevoie să fii echipat în domeniul respectiv. Remus, Ștefan, mulțumesc pentru prezența voastră și pentru modul în care ne-ați introdus în această tematică destul de sensibilă. Dragi prieteni, vă mulțumesc și vouă că ne-ați urmărit. Până la întâlnirea următoare în Școala din Emaus, vă spun la revedere, toate bune și pe curând!